Daniel Brânzei, al cui este pământul acesta, mesaj din criza de COVID. Am intrat în spital cu un conflict în suflet. Împărțeam coșmarul acesta cu majoritatea locuitorilor acestei planetei. Formulat pe scurt, el era, dacă elitele acestei lumii au pus la cale un plan așa de perfect prin COVID-ul acesta încât nimeni și nimic nu li se mai poate opune, ce mai pot face eu? M-a apăsat greu o claustrofobie sub cerul liber, un sentiment de sufocare sub apăsarea unei entități nevăzute, ca un clopot uriaș care mântuneca cerul și care făcea ca visul libertății pentru care am venit în America să se transforme într-un coșmar colectiv pe care îl împărtășeam cu toți cei din jur. În cele mai apăsătoare momente din viața sa, când era urmărit să fie omorât de ierarhii de la Roma și când i se părea că reforma este în pericol, Martin Luther a intrat în depresie. Singurul lac pentru momentele lui de panică era un exercițiu pe care îl făcea în fiecare seară înainte să se ducă la culcare. Martin Luther deschidea fereastra, ridica privirea spre cer și zicea: La urma urmei, Doamne, a cui este biserica? A mea sau a ta? La urma urmei, al cui este pământul acesta? Al meu sau al tău? Pentru că al tău este pământul cu tot ce este pe el, te las pe tine să ai grijă de toate, iar eu mă duc la culcare. Certitudinea aceasta ar trebui să ne liniștească și pe noi în momentele noastre de panică, dar nu întotdeauna putem să facem ce a făcut Luther. Cum de-am avut această vedenie? A fost ea doar o urmare temporară a medicamentelor luate în spital, asemenea celorlalte halucinații. Există o mare deosebire între halucinații și vedenia aceasta. Mai mult de atât, trăirea asemănătoare am avut și la câteva luni după ieșirea din spital, când nu mai putea fi vorba despre efecte ale medicamentelor. Unii um, este imposibil să descriu în cuvinte multe din cele văzute și trăite intens în aceste experiențe. Suficient să spun că acum îl înțeleg mult mai bine pe cel ce a scris în psalmii Pleacă cerurile, Doamne, psalm 144, 5, a plecat cerurile și s-a pogorât, psalm 18, 9. Nu putem să ne suim la Dumnezeu, dar El se poate milostivi să vină spre noi. A plecat cerurile și s-a pogorât. Un nor gros era sub picioarele Lui. Călărea pe un heruvim și zbura. Venea plutind pe aripile vântului, Psalmii 18, 9 și 10. O vedenie se petrece la intersecția dintre timp și eternitate, când Dumnezeu coboară cerul și se apropie de sufletul nostru cu manifestări caracteristice lumii de dincolo. Una dintre ele este alunecarea înainte și înapoi pe axa timpului. Cum altfel ar fi văzut Avram ziua Domnului Isus ca să se bucure de ea. Tatăl vostru Avram a săltat de bucurie că are să vadă ziua mea, a văzut-o și s-a bucurat. Ioan 8:56 și 58. Și a privit noul Ierusalim ca să nu mai trebuiască niciun fel de moștenire aici pe pământ. Evrei capitolul 11 cu 13 și 16. Vedenia cu lumea dinaintea potopului. Spre mirarea mea, Dumnezeu m-a dus printr-o călătorie în timp tocmai pe vremea dinaintea potopului descris în Biblie în Cartea Geneza la capitolele 6 și 8. Nu vă pot explica cum s-a produs aceasta. Pot doar să vă spun că s-a produs. Scopul cu care m-a dus Dumnezeu acolo a fost să ascult dialogul dintre el și Noe. Ceea ce am văzut acolo m-a surprins din câteva puncte de vedere, durata vieții, populație, demonizare, progres și pervertire. Un element care explică într-o oarecare măsură saltul rapid de civilizație de dinainte de potop a fost durata extrem de lungă a vieții celor de atunci. 500 de ani, 600 de ani, 700 de ani, 900 de ani au înlesnit acumularea unor cunoștințe enciclopedice. Dacă și astăzi am trăit usalemic, majoritatea dintre noi ar absolvi măcar o universitate și ar fi plină lumea de invențiile noastre. Aceeași durată lungă a vieții a dus rapid și la o explozie demografică. La o rată de 5-6 copii de familie, ceea ce este improbabil de puțin pentru oamenii de atunci, omenirea dinainte de potop ar fi putut avea între 500.000 și 4 miliarde de oameni. Este o imagine la care ne gândim foarte puțin astăzi, fermecați cu poveștile științifice despre Comuna Primitivă. Durata extrem de lungă a vieții și sănătatea întâilor oameni sunt subînțelese în dialogul dintre Dumnezeu și Cain, după ce acesta l-a ucis pe Abel. Ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la mine. Acum, blestemat ești tu, izgonit din ogorul acesta, care și-a deschis gura ca să primească din mâna ta sângele fratelui tău. Când vei lucra pământul, să nu-ți mai dea bogăția lui. Pribiag și fugar să fii pe pământ. Cain a zis Domnului, pedeapsa mea e prea mare ca să o pot suferi. Iată că tu mă izgoneșteas de pe fața pământului, eu va trebui să mă ascund de fața ta și să fiu pribiag și fugar pe pământ și oricine mă va găsi mă va omorâ, Geneza 4, 10, 14. Acel oricine mă va omorâ presupune existența unei mulțimi de alți descendenții ai lui Adam. De acolo și-a luat de altfel Cain și nevasta, Geneza 4, 17. Despre lumea de atunci citisem una din precizările apostolului Petru, în prima sa epistolă, el ne spune despre un fapt pe care n-avea de unde să-l știe dacă nu l-ar fi auzit chiar de la Domnul cel înviat în cele 40 de zile în care a stat de vorbă cu ucenicii despre împărăția lui Dumnezeu. Iată ce ne-a lăsat scris pe scarul acesta fără studii superioare. Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate, el, cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh, în care s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare, care fuseseră răzvrătite odinioară, când îndelunga răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare, în zilele lui Noe, când se făcea corabia în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, și anume 8, 1 Petru 3, 18, 20. Planeta noastră este presărată cu vestigiile unei civilizații trecute ale cărei culmi sunt încă neatinse de Luna contemporană. Ele sunt cioburile unei civilizații dispărute. Pietre prelucrate cu o tehnologie necunoscută azi. Piramidele din Egipt, construcțiile megalitice din Peru, precum și indiciile că în vechime oamenii au cunoscut zborul în atmosferă și legăturile dintre pământ și alte constelații din cosmos sunt inexplicabile pentru varianta de lucru impusă de oamenii fără Dumnezeu. Ei sunt propagatorii unei evoluții liniare, progresive, a civilizațiilor. Ei au inventat evoluția de la o rânduire comunei primitive, de la comuna primitivă la o rânduirea sclavagistă, apoi la o rânduire capitalistă și dincolo de ea la utopica o rânduire socialistă cu corolarul ei, o rânduire comunistă. Biblia ne prezintă o cu totul altă realitate. Istoria omenirii a cunoscut evoluții spectaculoase, atingând ciclic culmii în alte urmate de evenimente catastrofale care a forțat întotdeauna o luare de la început. Apostolul Petru ne-a prevenit și de această amnezie voluntară a locuitorilor pământului. Căci în adins se facă nu știu că odinioară erau ceruri și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei și că lumea de atunci a pierit tot prin ele, înecată de apă 2 Petru 3, 5, 6. Sunt sigur că sunteți curioși să aflați ce am văzut acolo și cum a arătat această lume antedeluviană. Este suficient să vă spun că a fost ceva între oameni și demizei. Filul lui Dumnezeu, amintiți în Geneza 6, au adus omenirii cunoștințe la care altfel nu ar fi avut acces. Unele dintre acestea au supraviețuit din coace de potop prin familia lui Noe. Aduceți-vă aminte că Iov dă dovadă de cunoștințe admirabile despre constelațiile cerești și interacțiunea dintre ele și ceea ce se întâmplă pe pământ. Pentru că am pomenit deja despre piramidele din Egipt, se cade să spunem și legătura lor astrologică cu constelația Orion, centura lui Orion. Felul în care au fost ele așezate respectă simetric exact felul în care apar pe cer cele trei stele mari din constelația celestă. Specialiștii în domeniu pretind că cele trei piramide așezate exact în mijlocul Pământului, care partiție a masei uscatului, reprezintă semnătura celor ce s-au coborât din această constelație ca să ajute populația lumii. Este foarte mult supranatural în construcția piramidelor. Cea mare, supranumită convențional, a lui Cheops sau Cufu este aliniată spre nord cu o eroare de numai 3,60 dintr-un grad geometric. Cunoștințele păstrate latent în omenirea de după potop n-au fost negate de Dumnezeu. Din potrivă, iată ce spune Creatorul când îl pune pe Iov înainte cu minunile creației și cu providența lui minunată pe pământ. Poți să înozi tu legăturile găinușei sau să dezlegi frânghiile Orionului. Tu faci să iasă la vremea lor semnele zodiacului. Și tu crmuiești ursa mare cu puii ei. Cunoști tu legile cerului. Sau tu îi orânduiești stăpânirea pe pământ, Iov 38, 31, 33. Ultima afirmație, îi orânduiești stăpânirea pe pământ, a fost luată ca premiză falsă pentru pseudoștiința astrologiei, cu horoscopul ei mincinos. Biblia nu prezintă un determinism astral, ci o responsabilitate personală totală. Profetul Isaia citează și el din cunoștințele pe care le aveau oamenii de atunci despre astronomie. Căci stelele cerurilor și Orionul nu vor mai străluci, soarele se va întuneca la răsăritul lui și luna nu va mai lumina, Isaia 13.10. Orionul, constelația după care au fost ridicate simetric cele trei mari piramide din Egipt, este amintită și în Cartea Profetului Amos. El a făcut cloșca cu pui și si orionul, el preface întunericul în in zori, iar ziua în noapte neagră, el cheamă apele mării si și le varsă pe fața pământului. Domnul este numele lui Amos 5, 8. Combinația aceasta între îngeri și oameni a produs o civilizație cu un cod genetic alterat care a cauzat mutații în toată creația. Dumnezeu s-a uitat spre pământ și iată că pământul era stricat, căci orice făptură își stricase calea pe pământ, Geneza 6, 12. Pervertită în legendă, realitatea de atunci este sâmburele de adevăr în jurul căruia s-a țesut legenda lui Prometeu, care a adus oamenilor focul ceresc și a fost apoi pus în lanțuri și pedepsit crunt pentru gestul său. Astfel de rămășițe ale Revelației Primare se găsesc și la alte popoare care vorbesc despre un potop de ape. În vatra vechii Mesopotamii au fost găsite 18 tablete cu manuscrisul unei liste care amintește despre 8 regi coborâți din cer care au domnit în 5 cetăți de pe pământ și au dispărut din cauza potopului. Cea mai veche tabletă este de acum 4.000 de ani. La urma urmei, nu numai grecii, dar toți ceilalți oameni din restul popoarelor lumii sunt urmașii lui. Noe, fie prin Sem, fie prin Ham, fie prin Iafet și-au păstrat revelația reziduală comună. Același apostol Petru ne destăinuiește un alt crâmpei de revelație primit direct de la Isus Hristos. Vorbind despre pedepsirea îngerilor care și-au părăsit locuința și au produs o civilizație cu totul diferită de ce avea în vedere Dumnezeu, el zice, Căci dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci a aruncat în adânc, unde stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată, dacă n-a cruțat el lumea veche, ci a scăpat pe Noe, acest propovăduitor al neprihănirii, împreună cu alți șapte inși, când a trimis potopul peste o lume de nelegiuiți. Dacă a osândit el la pieire și a prefăcut în cenușă cetățile Sodoma și Gomora, ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire și dacă a scăpat pe... Neprihănitul Lot, care era foarte întristat de viața destrăbălată a acestor stricați, căci neprihănitul acesta care locuia în mijlocul lor își chinuia în toate zilele sufletului neprihănit din pricina celor ce vedea și auzea din faptele lor nelegiuite. Înseamnă că Domnul știe să izbăvească din încercare pe oamenii cu cernici și să păstreze pe cei nelegiuiți ca să fie pedepsiți în ziua judecății, mai ales pe cei ce, în pofta lor necurată, umblă poftind trupul altuia și disprețuiesc stăpânirea. 2 Petru 40 Cartea Geneza ne spune despre această contaminare demonică extraterestră care a produs urmași de din punctul lui Dumnezeu de vedere, dar redutabil în planul civilizației de atunci. Când au început oamenii să se înmulțească pe fața pământului și li s-au născut fete, fiului lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase și din toate și au luat de neveste pe acelea pe care și le-au ales. Atunci Domnul a zis, Duhal meu nu va rămâne pururea în om, căci omul nu este decât carne păcătoasă, totuși zilele lui vor fi de 120 de ani. Uria și Nefilim erau pe pământ în vremurile acelea și chiar și după ce s-au împreunat fiului lui Dumnezeu cu fetele oamenilor și le-au născut ele copii, aceștia erau vitejii care au fost în vechime, oameni cu nume. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău, Geneza 6.1.5. Termenul nefilim, care apare în originalul acestor versete, este neclar. El derivă din familia verbului ebraic, nafal, a cădea și primește o explicație în Noul Testament dată de unul din frații de corp ai lui Isus din Nazaret, Iuda. El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, au căzut, ci și-au părăsit locuința Iuda 6. Din încrucișările fiilor lui Dumnezeu cu fetele oamenilor s-au născut vitejii care au fost în vechime, oameni cu nume Hagiborim în original. De ce nu ne dă Biblia niciun nume al acestor oameni cu nume? De ce nu întâlnim în niciuna din speițele de neam consemnate în Cartea Genezei? din faptul că Biblia nu-i pomenește, este foarte clar despre ce fel de vitejie au dat ei dovadă. Lumea de dinainte de potop era dominată de personalități excepționale, renumite pentru extraordinarele lor abilități caracteristice unor ființe supranaturale. Au fost ființe demonice și Dumnezeu le-a trecut numele sub tăcere. Au fost oameni cu nume în ierarhiile lumii, dar făpturi fără valoare în cântarul Dumnezeirii. Influența lor asupra omenirii a făcut ca omul să cadă în depravare și răutate, toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău, Geneza 6:5. Progresul tehnologic material extraordinar al civilizației de dinainte de potop, propulsat de folosirea unor forme de energie pe care nu le mai cunoaștem azi, a fost o încercare de a reface raiul pe pământ fără implicarea lui Dumnezeu și de a face ca înruparea lui Mesia într-o omenire demonizată genetic să fie imposibilă. Satana, vrăjmașul lui Dumnezeu, a urmărit și urmărește și azi să ofere Universului priveliștea unei împărății paralele în care el să ofere oamenilor fericirea interzisă de Dumnezeu, ca urmare a nefericitului eveniment cu fructul oprit din grădina Edenului. Atunci și de atunci încoace, șarpele cel vechi caută să-i convingă pe oameni că nu au nevoie de Dumnezeu pentru accesul la fericire și la împrimirea personală. Istoricul grec Hirodot scrie despre Atlantida, o insulă populată de un fel de semizei posesori ai unor cunoștințe superioare și care au produs o civilizație cu totul superioară. N-am să vă obosesc descriind cum arăta lumea de atunci, când tot uscatul era la un loc și continentele nu existau, Geneza 10, 25, 1 Cronici 1, 19. Nu acesta a fost scopul cu care m-a dus Dumnezeu acolo. Am fost dus ca să aud dialogul dintre noi și Dumnezeu. El a fost cam așa. Noe. Toți și toate s-au pervertit, Doamne. Nu mai este nimic de făcut cu pământul acesta. Nu mai au nevoie de tine. S-au făcut stăpân peste pământ. Dumnezeu. Noe. Intră în corabie și așteaptă. Ai să vezi al cui este pământul și cine are ultimul cuvânt în ceea ce se întâmplă pe el. Apoi Dumnezeu a poruncit îngerilor, destupați zoarele adâncului și lăsați să cadă apa pe pământ. În anul al 600-lea al vieții lui Noe, în luna a două, în ziua a 17-a a lunii, în ziua aceea s-au rupt toate izoarele adâncului celui mare și s-au deschis stăvilarele cerurilor. Ploaia a căzut pe pământ 40 de zile și 40 de nopți, Geneza 7, 11, 12. Oamenii și demonii au crezut o vreme că pot face ce vor ei pe pământ. Un glumeț din România obișnuia să spună că Dumnezeu a tras apa ca să curețe pământul de toate spurcăciunile de pe el. Dumnezeu a demonstrat prin potop că pământul este al lui și el are ultimul cuvânt în tot ceea ce se petrece pe el vinovații de atunci sunt legați acum în lanțuri și, și așteaptă cu venita judecată. Vedenia cu turnul Babel Cel de-al doilea loc în care m-a purtat Dumnezeu a fost turnul Babel din câmpia Nar, locul unei alte revolte a elitelor împotriva lui Dumnezeu. Nu mai este un secret pentru nimeni că omenirea a avut odată o limbă comună. Până și un site liberal a publicat un studiu despre dovezi că omenirea a avut odată o limbă comună, aici. Fiecare națiune are același tipar lingvistic în care au fost turnate azi diferite variante de cuvinte. Aceasta face posibilă traducerea unui text dintr-o limbă în alta. Melancolia după înrudirea cu îngerii căzuți, care locuiesc în locurile cerești, a erupt iarăși la numai câteva generații după Noe. Omenirea care era pe atunci o singură familie, cu o singură limbă și cu o viață comunală a coborât din podișul munților Ararat în cântia Şinar și și și-au pus în gând să facă ceva care l-a pus pe Dumnezeu în mișcare și l-a determinat să intervină iar. Tot pământul avea o singură limbă și aceleași cuvinte. Pornind ei înspre răsărit, au dat peste o cântie în țara și și au descălecat acolo. Și au zis unul către altul, haidem să facem cărămizi și să le ardăm bine în foc și cărămida le-a ținut loc de piatră, iar smoala le-a ținut loc de var. Și au mai zis, haidem să ne zidim o cetate și un turn al cărui vârf să atingă cerul și să ne facem un nume, ca să nu fim împrăștiați pe toată fața pământului. Domnul s-a pogorât să vadă cetatea și turnul pe care îl zideau fi oamenilor. Și Domnul a zis, iată, ei sunt un singur popor și toți au aceeași limbă, și iată de ce s-au apucat, acum nimic nu i-ar împiedica să facă tot ce și-au pus în gând. Haidem să ne pogorâm și să le încurcăm acolo limba, ca să nu-și mai înțeleagă vorba unii altora. Și Domnul i-a împrăștiat de acolo pe toată fața pământului, așa că au încetat să zidească cetatea. De aceea cetatea a fost numită Babel, căci acolo a încurcat Domnul limba întregului pământ și de acolo i-a împrăștiat Domnul pe toată fața pământului, Geneza 11, 1, 9. Cei din generația turnului Babel au crezut și ei că pământul le aparține și pot să facă ce vor ei a uitat ce le-a făcut Dumnezeu celor de la potop. Dumnezeu s-a coborât, spune textul și a dat un decret care funcționează încă și astăzi. Prin decizie divină, omenirea a fost pedepsită să trăiască fără în națiuni, lini și dialecte. Orice încercare de a uni omenirea într-o nouă ordine mondială a fost, este și va fi neputincioasă. Chiar și dușmanii lui Dumnezeu respectă fără să vrea acest decret. Nu de mult, Franța seculară a decis să înlocuiască toate cuvintele anglosaxone din cibernetică ca să nu fie subordonată a Americii. Așa se face că în Europa francofonă, în teoria computerelor, avem fișiere, nu directoris și imprimantă, nu printer. Încercarea de azi de desfințare a națiunilor se va lovi mereu de acest obstacol al diferitelor limbi, iar unul din motivele pentru care nu va exista niciodată o nouă ordine mondială care să integreze toată populația planetei este acest decret dat de Dumnezeu la turnul Babel. Se va vedea mereu și mereu că nu elitele lumii stăpânesc istoria, ci Dumnezeu. Fenomenul de la Cincizecime nu a dat creștinilor o nouă limbă comună, ci doar posibilitatea ucenicilor de a vorbi în limbile diferitelor popoare. În felul acesta, cei peste care s-a pogorât atunci Duhal Sfânt au primit și pașapoartele pentru destinația lor misionară. Cei care au vorbit în mod supranatural, Sparta, au trebuit apoi să plece în ținuturile locuite de Spartani, cei care au vorbit egipteana au trebuit să plece spre Egipt, etic pentru că Dumnezeu a vrut ca Evanghelia să fie auzită în toate limbile pământului. Glasul lui Dumnezeu nu poate fi redus la tăcere, oricât ar încerca valurile noi de persecuție din partea eritelor mondiale. Planeta aceasta este a lui Dumnezeu, nu a lor. Vedenia cu Sodoma și Gomora. Dumnezeu m-a purtat apoi spre Sodoma și Gomora, teribil de decăzut cetate de la sudul Mării Moarte. Știam deja din Biblie despre ce s-a petrecut acolo din Geneza 18 și 19. Am văzut că locuitorii de acolo nu doar homosexuali, căci aveau neveste și copii, dar erau pervertiți spre o amoralitate a sexului. Ei trăiau după un principiu propus acum în legislația europeană, amorul este liber. Este un drept al fiecarei persoane să-l exprime în felul ei caracteristic. Facem dragoste oricum, cu oricine și oriunde. Biblia ține să precizeze, oamenii din cetate, bărbații din Sodoma, tineri și bătrâni au înconjurat casa. Știam din Noul Testament că neprihănitul Lot își chinuia sufletul în Sodoma. În noaptea aceea, orice speranță de mai bine pe care o mai avusese s-a spulberat. Doamne, nu este ceva genetic, pentru că nu sunt doar unii dintre ei. Este ceva demonic, o atitudine depravată, degradantă, care a pus stăpânire pe ei și au ajuns să o socotească ceva normal. Nu vei mai putea face nimic cu ei, lepra aceasta se va răspândi pe tot pământul. Dumnezeu i-a răspuns, stai numai și privește ce voi face, căci pe oamenii aceștia pe care îi vezi, azi nu-i vei mai vedea niciodată. Pământul nu este al lor, ci al meu. M-am coborât să văd ce se întâmplă după zvonul venit până la mine, Geneza 18, 20, 21. Zona aceea nu are zăcăminte de păcură sau petrol. Focul care a mistuit Sodoma, Gomora și micile sate din împrejurimi nu poate fi explicat ca un fenomen natural. Focul a venit de la Domnul. Natura supranaturală a pedepsei este subliniată și prin porunca dată familiei lui Noe de a nu privi înapoi spre prăpădul căzut asupra cetății, iar transformarea nevestei lui Lot, care a călcat această interdicție, într-un stâlp de sare nu poate fi explicată prin niciun proces chimic natural homosexualitatea și celelalte devieri sexuale nu pot fi considerate naturale sau genetice atâta timp cât gemeni monozigoți au apucat fiecare pe căi diferite, unul alegând să fie gai, în ciuda faptului că celălalt n-a simțit nicio atracție spre un asemenea soi de viață. Devierile sexuale sunt inspirate de cel rău, care a denaturat în multe alte feluri creația lui Dumnezeu, propunând oamenilor căi alternative pentru împlinirea personală. Mulțimea celor readuși la normalitate odată cu întoarcerea la Dumnezeu dovedește din plin această realitate. Elitele lumii însă, mânate ca niște dobitoace din urmă de satan caută, nu se elibereze minoritățile, ci să impună majorității populației calea pervertirilor sexuale. Eforturile lor teribile se îndreaptă acum la impunerea învățăturilor în populație încă de la nivelul grădiniței. Ca unii care dețin punga, elitele condiționează acum împrumutarea financiară a națiunilor în funcție de eliberarea pervertirilor sexuale. Focul Sodomei și Gomorei a fost doar o avantpremieră a Marelui Foc care va distruge la final planeta păcătoasă și va fi urmat de ceruri noi și un pământ pe care va locui neprihănirea. M-am mirat de ce Dumnezeu mi-a dat harul să văd tocmai aceste trei evenimente din istorie. La finalul vedenilor mele, Dumnezeu mi-a atras atenția că acum elitele mondiale ale Noii Ordini au scos de la naftalină exact cele trei răzvrătiri împotriva lui Dumnezeu, acelea care au fost pedepsite în vechime. Programul Noii Ordini este progres fără Dumnezeu, un sat global, fără națiuni diferite, homosexualitate și pervertiri sexuale. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe, se va întâmpla la fel și în zilele Fiului Omului, mâncau, beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie și a venit potopul și i-a prăpădit pe toți. Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot, se va întâmpla idoma, oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau, dar în ziua când a ieșit Lot din Sodoma, a ploat foc și pucioasă din cer și i-a pierdut pe toți. Tot așa va fi și în ziua când se va arăta Fiul Omului, Luca 17, 26, 30. Dumnezeu le-a pedepsit în trecut, le ține astăzi în frâu, dar le va da drumul la vremea sfârșitului. Înfruntarea nu este între Dumnezeu și oameni, ci între Dumnezeu și satana. Dacă aceasta este vremea sfârșitului, mișcările de pervertire a omenirii pe care le face satana se vor înteți, dar nu se vor dezlănțui total decât la ivirea lui antirist. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii, a fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu, sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Nu vă aduceți aminte cum vă spuneam lucrurile acestea când eram încă la voi. Și acum știți bine ce îl oprește ca să nu se descopere decât la vremea lui. Căci taina fără de legii a și început să lucreze, trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei. Și atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale 2 Tesalonicen 2, 3, 8. Multă vreme am crezut și eu ca ceilalți că identitatea celui ce o oprește acum și trebuie să-i fie luat din cale este Duhul Sfânt din viața bisericii. Nu mai cred așa, Duhul Sfânt nu va pleca de pe pământ în vremea lui Antirist, ci, din contră, va rămâne și va produce cea mai mare trezire spirituală din istorie, aducând în hambarul lui Dumnezeu mulțimea sfinților din necazul cel mare, Apocalipsa 7. Cum ar putea o adunare de muritor să-i țină pieptul lui Satan? Epistola lui Iuda ne spune că cei care se bagă în conflict direct cu diavolul sunt dobitoace fără minte, Iuda 10. Expresia este comună cu cea din 2 pentru 2.12. Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis, Domnul să te mustre. Iuda 10 Ca niște îndrăzneți și încăpățânați ce sunt, ei nu se tem să bat jocorească le, pe când îngerii, care sunt mai mari în tărie și putere, nu aduc înaintea Domnului nicio judecată bat jocoritoare împotriva lor. Dar aceștia, ca niște dobitoace fără minte, din fire sortite să fie prinse și nimicite, bat jocorind ce nu cunosc, vor pieri însă și stricăciunea lor și își vor lua astfel plata cuvenită pentru nelegiuirea lor 2 pentru 2 10 13. Cel ce oprește acum nu este biserica. Uitați-vă ce a făcut Satan din biserică de-a lungul istoriei. O analiză a textului grec original va arăta că acel cel ce oprește acum este de genul masculin în timp ce biserica sau Duhul Sfânt sunt de genul feminin. Personalitatea care direcționează sensul istoriei este același luptător ceresc despre care ni s-a spus în cartea profetului Daniel. Pe când vorbeam eu încă în rugăciunea mea, a venit repede în zbor, iute, omul Gavril, pe care l văzuse mai înainte într-o vedenie și m-a atins în clipa când se aducea jertfa de seară. El m-a învățat, a stat de vorbă cu mine și mi-a zis, Daniele, am venit acum să-ți luminez mintea, Daniel 9, 21, 22. Am ridicat ochii, m-am uitat și iată că acolo stătea un om îmbrăcat în haine de in și încins la mijloc cu un bru de aur din ufaz. Trupul lui era ca o piatră de hrisolit, fața îi strălucea ca fulgerul și ochii îi erau niște flăcări ca de foc, dar brațele și picioarele semănau cu niște aramă lustruită și glasul lui tuna ca vuietul unei mari mulțimii. El mi-a zis, Daniele, nu te teme de nimic. Căci cuvintele tale au fost ascultate din cea din tâi zi, când ți-ai pus inima ca să înțelegi și să te smerești înaintea Dumnezeului tău și tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum. Dar căpetenia împărăției Persiei mi-a stat împotrivă 21 de zile și iată că Mihail, una din căpeteniile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor și am ieșit biruitor acolo lângă împărații Persiei. Apoi mi-a zis, nu te teme de nimic, om prea iubit, Pace ție! Fii tare și cu inimă și, pe când îmi vorbea el, am prins iar puteri și am zis, vorbește, domnul meu, căci m-ai întărit, el mi-a zis, știi pentru ce am venit la tine. Acum mă întorc să mă lupt împotriva căpeteniei Persiei și, când voi pleca, iată că va veni căpetenia Greciei. Dar vreau să-ți fac cunoscut ce este scris în Cartea Adevărului. Nimeni nu mă ajută împotriva acestora, afară de voievodul vostru, Mihail Daniel 10.5.21. Este clar că această personalitate contracarează eforturile satanei de a zădărnici planul lui Dumnezeu, cunoscând foarte bine viitorul. La vremea când a vorbit cu Daniel, împărăția Greciei nu se ridicase încă pe pământ. Prioritatea evenimentelor din sferele văzduhului este subliniată printr-un eveniment devenit o metaforă pentru această realitate. Când Iosua se lupta în vale cu dușmanii poporului lui Dumnezeu, Moise, Aaron și Hur erau sus pe înălțime, Amalek a venit să bată pe Israel la refidim. Atunci, Moise a zis lui Iosua, alege niște bărbați și ieși de luptă împotriva lui Amalek. Iar eu voi sta mâine pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mână. Iosua a făcut ce-i spusese Moise și a ieșit să lupte împotriva lui Amalek. Iar Moise, Aaron și Hur s-au suit pe vârful dealului. Când își ridica Moise mâna, era mai tare Israel și când își lăsa mâna în jos, era mai tare Amalek, Exod 17, 8, Biserica luptă acum pe pământ, asemenea lui Iosua în vale, dar biruința a fost decisă de ceea ce se întâmpla pe munte, în sferele înalte ale înfruntărilor cerești. Apocalipsa ne spune că Duhul Sfânt va rămâne pe pământ, pecetluindu-i pe cei 144 de mii, călăuzindu-le mărturia și va împuternici pe cei doi martori să facă semne supranaturale pe pământ. Pentru mulți cititori grăbiți, Duhul Sfânt este marele anonim din cartea Apocalipsa. Concluzia mea Tulburările pe care le simțim pe pământ sunt numai efectele unei teribile încleșteri de forțe din sferele cerești. Totul se întâmplă însă numai când vrea Dumnezeu și cum vrea Dumnezeu. Iată de ce nu mă mai întreb ce vor elitele ascunse ale omenirii de azi. Nu mă mai întreb nici măcar ce vrea Satana să facă. Singura mea curiozitate este ce vrea Dumnezeu să facă azi cu această lume. Ea este a lui. În întregimea lui, acelui care are toată puterea în cer și pe pământ. Tot ce se va întâmpla în fiecare secundă a viitorului tău apropiat sau îndepărtat este parte integrantă din planul lui de săvârșit. Și cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că el mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său, Romani 8, 27, 28 Domnul stătea pe scaunul lui de domnie când cu potopul și domnul împărățește în veci pe scaunul lui de domnie, Psalmi 29, 10. Hotărârea aceasta a fost luată în sfatul străjerilor și pusă la cale înaintea sfinților, ca să știe cei vii că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor, că o îi place și înalță pe ea pe cel mai de jos dintre oameni, Daniel 4, 17. Dumnezeu înalță pe cine vrea și coboară. Orice s-ar întâmpla astăzi este în limitele planului perfect descris în Apocalipsa, când mielul junghiat revine ca să ia în stăpânire pământul și să instaureze pe el împărăția sa binecuvântată. Dacă Dumnezeu vrea să ridice acum ceaina, o va face oricât i s-ar împotrivi America și Europa. Te lăudăm, Dumnezeule, te lăudăm! Noi care chemăm numele tău. Vestim minunile tale. Atunci când va veni vremea hotărâtă, zice Domnul voi judeca fără părtinire. Poate să se cutremure pământul cu locuitorii lui. Căci eu îi întăresc stâlpii. Eu zic celor ce se fălsc, nu vă făliți. Și celor răi, nu ridicați capul sus. Nu vă ridicați capul așa de sus. Nu vorbiți cu atâta trufie. Căci nici de la răsărit, nici de la apus. Nici din pustie nu vine înălțarea. Ci Dumnezeu este Cel ce judecă. El coboară pe unul și înalță pe altul, psalmi 75, 1, 7. Nu suntem în mâinile unei elite sau a unor demonii, ci în mâinile lui Dumnezeu, iar mâinile lui poartă semnele cu din dragoste pentru noi. Slăvit să-i fie numele și binecuvântată să-i fie lucrarea!